Părintele Iulian este directorul acestui centru de un an de zile. Doi ani de zile. Și așa a luat cu inimă această responsabilitate pentru care congregația și eu personal îi mulțumesc de fiecare dată pentru că ne aduce sau ne-a dus până acum și sper că ne va duce și acum înainte oameni de calitate de la care avem ce învăța, ceea ce va fi și cazul acestui simpozion pe care ne-l-am numit așa internațional, fără să facă frică nimănui, va fi o întâlnire, să spun așa, amicală între specialiști pe anumite teme veniți din Franța și specialiști pe alte teme sau pe teme asemănătoare de la noi din țară. Greul pentru Iulian începe de acum, pentru că el va fi cel care va traduce din românește în franțuzește și din franțuzește în românește. Eu voi fi cel care voi prezenta cei care vor interveni la acest microfon. Ca să nu mai stăm prea mult pe gânduri, intenția noastră era de a realiza programul în așa fel încât să avem cineva care vorbește limba română, iar apoi cineva care vorbește limba franceză și așa mai departe. Uneori s-au potrivit, altor nu, dar temele erau cele care acoperă universul occidental și oriental.